Bună, bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare, ce faceți? Sper că sunteți bine, vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc că mă susțineți, vă mulțumesc că existați. Voi face o etalare pe plan sentimental pentru Zodia Taur, Luna sau Ascendent în Zodia Taur, să descoperim în ce fel de relații vă aflați în momentul de față cu persoana la care vă sfătuiesc și vă recomand să vă gândiți și ce simte această persoană, ce dorește să vă transmită, ce va fi în viitorul apropiat. Știți că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar acele mesaje care se potrivesc pentru fiecare dintre voi și să vă înscrieți. V-aș ruga la canalul meu, este gratuit, nu vă costă nimic și în acest mod noi ne vom conecta la nivel energetic pentru a primi mesaje sau răspunsuri din partea cărților în etalările viitoare. Haideți să vedem pentru Zodia Taur, Luna sau Ascendentul Zodia Taur, persoana la care vă recomand să vă gândiți, să vedem în ce fel de relație vă aflați în momentul de față. Haideți să vedem. Dacă doriți o etalare în privat, nu ezitați să scrieți la adresa de mail, se află dedesubtul acestui videoclip și vă răspunde cu drag. Se numește, adresa de mail este lacri.rotaru@gmail.com. Haideți să vedem pentru Zodia Taur. Ok, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru toți cei care vor viziona acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și pentru toți cei cu energie pozitivă, în ce fel de relație vă aflați cu persoana la care vă gândiți în momentul de față? Mulțumesc! Da, aici văd că ați depășit o durere. Da? Au fost anumite reproșuri cu o persoană în semn de foc, berbec, leu, săgetător sau zodia scorpion. S-au spus anumite discuții sau au fost anumite reproșuri. Regret în ce privește un trecut, în ce privește o relație sau în ce privește acel trecut, o părere de rău că s-a pierdut ceva sau ceva nu mai este cum era. Dar văd că veți merge mai departe, văd că veți cunoaște noi persoane pozitive, veți depăși această durere sau această persoană a depășit o durere, văd că merge mai departe, văd că are un noroc această persoană, doar că aici este neîncredere, da? Și văd aici o persoană egoistă sau invadente sau e o persoană care manipulează, o persoană arogantă, da? O persoană care se gândește la propria sa persoană, văd că merge mai departe, doar că este neîncrezător, neîncrezătoare și văd că e ca și cum a renunțat sau nu mai a renunțat să mai controleze această relație. O persoană mai aventuroasă care se aruncă cu capul înainte sau o persoană imatură. Văd că este un noroc aici. Haideți să vedem ce dorește să vă mai transmită. Ok, mulțumesc. Da, aici văd că nu este comunicare. Da, nu este comunicare, e o persoană care e blocată în ce privește comunicarea sau, cum am zis mai devreme, imatură. Poate fi o persoană până în 35 de ani, această persoană. Văd că este o persoană care nu prea are prospective de viitor, nu are planuri de viitor. Nu-și mai face planuri de viitor această persoană sau nu mai vede o perspectivă pozitivă în ce privește, nu mai studiază și parcă s-a pierdut interesul în ce privește această relație. Poate fi din partea noastră sau din partea acestei persoane.
Da, este o pauză de a reflecta sau de cineva se izolează, cineva încearcă și este neîncrezător în ce privește relația cu această persoană, cineva și-a pierdut autostima, încrederea în propria acestei persoane, dar văd că a ieșit din acea suferință, din acea tristețe, dezamăgire, minciună, trădare. Va ieși, doar că încearcă să-și recupereze propria sa stabilitate și preferă să se izoleze și să stea în singurătate pentru a reflecta în ce privește stabilitatea acestei relații sau ce trebuie să facă pe mai încolo. Văd că vor fi gânduri. Cineva aici a obosit, s-a săturat, parcă nu mai are încredere, parcă nu mai vede alte perspective de viitor, da? Nu mai are încredere, nu mai vede acel viitor. Și e pe gânduri aici, cineva e pe gânduri și se gândește, da? Totuși caută soluții. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat pentru voi, dragii mei. Da, un sacrificiu, un blocaj, o situație care va fi blocantă pe loc, și cineva va vedea din altă perspectivă, da? Va încerca să vadă altfel, să vadă diferit această relație sau viața sa, cineva se va sacrifica pentru această relație, poate chiar și de căsătorie. Cineva va trebui să facă un sacrificiu, să aibă răbdare și să se gândească la viitor. Da, văd că va încerca să. Persoana care vă gândiți, văd că va încerca să lupte, să treacă peste anumite obstacole. Pentru că aici văd că în viitorul apropiat vor fi anumite obstacole sau anumite provocări. Cineva se va simți sub atac și va trebui să-și protejeze propria sa poziție, să reziste, să spunem așa. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat. 10 de bețe, stres, o situație greoaie, responsabilități, stres și obligații, foarte multe lucruri de făcut, dificultăți, conflicte în ce privește o relație sau în ce privește cariera sa, în ce privește casa sa. Aici văd foarte, foarte multe lucruri de făcut, dar văd că se va termina acest ciclu greoi, stresant, care va veni în viitor. Deci, văd sacrificii pe care trebuie să le faceți. Cereți ajutorul dacă nu mai puteți. Încercați să luați totul cum vine, cu o lejeritate. Luna, văd că sunt secrete sau o relație de trion secret, da? Semne de apă, rac, scorpion, pești. Sunt anumite neînțelegeri sau persoana la care vă gândiți poate nu vede clar sau dumneavoastră nu vedeți clar în ce privește anumite secrete, în ce privește sentimentele. Văd ceva în secret aici. Și foarte multe iluzii sau preocupări. Cineva nu știe ce să facă, da? Cineva își face iluzii sau speră într-o relație romantică în ce privește o pasiune. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat, ce dorește să vă mai spună. Da, este aici o persoană instabilă. Persoană instabilă și persoană răzbunătoare, să spunem așa. Dar cu 7 de monede vi se spune să aveți răbdare. Poate pe rețele de socializare văd o persoană care vine și pleacă sau revine cu mesaje, cu comunicări. O relație pe ascuns pe rețele de socializare, cineva vă urmărește pe rețele de socializare, dar văd că cineva este indecis. Și văd că căutați soluții, căutați, sau această persoană va căuta soluții și vi se spune să aveți răbdare, că veți obține rezultate, doar că e nevoie de timp. Văd că această relație va progresa, veți primi un premiu sau o îmbunătățire. Bunăstare și chiar pe plan financiar, cineva aici va munci sau va semăna, cineva va opune timp și sentimente, cineva se va ocupa de cariera sa sau de familia sa și văd că veți obține acele rezultate pe care le meritați pentru sacrificiile voastre, da? Pentru munca voastră, pentru prezența voastră. Haideți să vedem ce vă spune oracolul iubirii pentru zodia Taur. Da,
Vedeți, în ce privește această logodnă, văd că veți ajunge la un nivel mai înalt, la o evoluție în ce privește această relație. Poate să întemeiați o familie, vă veți spune acestei persoane sau văd o relație de iubire, o viață de o relație de iubire unde văd că se va uni mai mult, dar în același timp cineva are o mască în această relație, cineva poartă o mască, cineva are un secret, își ascunde adevăratele sentimente, cum a spus, dar are sentimente, dar și le ascunde. Pentru că cineva aici este instabil sau e frică ca cineva să nu profite de sentimentele sale dacă își va arăta aceste sentimente. Dar vi se spune că această situație cere ca tu să ai încredere, ca tu să ai încredere în această persoană sau în ce privește iubirea dintre voi doi. Haideți să vedem ce vrea să vă transmită această persoană, ce vrea să vă spună. Ce nu v-a spus și ține în secret. Mulțumesc. Această persoană a simțit că nu v-a interesat și nu s-a simțit apreciată, da? Dar niciodată n-a mai simțit o pasiune și o chimie mai puternică între cum simte pentru dumneavoastră și ar fi vrut să se exprime mai bine, să vă spună acele sentimente care v-am spus că le-a ascuns, ar fi vrut să le transmită sau să fi comunicat mai mult în ce privește sentimentele sale sau persoana sa. Da, vi se spune să faceți o schimbare, asul de spade, să comunicați, să eliminați pe cineva sau ceva din viața dumneavoastră, să luați o decizie. Veți lua o decizie sau doriți să luați o decizie cu propria noastră persoană sau cu viața dumneavoastră de acum înainte, dar văd aici o discuție și cineva are nevoie să discute clar și concis. Da, zice să te depărtezi de această situație, pentru că aici văd pe cineva care, cum am zis, este manipulatoare sau egoistă. Este o persoană în jurul noastră care nu este tocmai sinceră și vi se spune să vă îndepărtați, să vă protejați. Da, dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut această etalare și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă iubesc, la revedere, sănătate, numai bine!